Eu călătoream foarte mult cu fratele Onuțu, tovarășul de călătorie. Un frate bun care mi-a fost foarte drag, a fost ca tatăl meu, foarte mult m-a iubit și foarte mult călătoream în misiune. Și înainte de a merge la Domnul acele veșnice, slăvit să fie numele Domnului, mi-a spus un lucru. Rămâi cum scrie Scriptura. Vă spun și eu aici, să rămânem cum scrie Scriptura. Pe cărarea strântă, pe acea dreaptă pe care Domnul Iisus o trasat-o. Și zic, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.